Ați venit cam nepregătit, domnul avocat. Erați convins că o să admit amânarea? Omul acela vă plătește ca să trageți de timp sau să soluționați cererea? Ați cerut sechestru pe casă și vă bucurați că trec 2 ani și încă nu s-au examinat, da? Cam trece timpul, nu? Da, 3 luni. Asta toate... 3 luni până la următoarea ședință, dar da. 2 ani de când au depus ei cerere și încă nu se examinează. Da. Așa e. În schimb, judecătoarea Răbăgiță s-a grăbit să pună sechestru pe casă. Da. Și? Și eu nu pot face nici reparație, nimic acasă, nu aduc. Limitul este pus sechestru. Fratele Vladimir le alungă pe lucrători care vor să facă un fel de lucrare la casă. Репарация, ментенанса, что-то. Да. Ну, схватит и пусть секвестр. Тут не на Рабаджио. Да, тут не на Рабаджио. Да, для чего ажунс досару на апел, на Куртя Супрема? А стерута и дикаре секвестр? Да, амчилутся схватить секвестр. А, мэнцелесь. Что для остануса экзамена, пона акума? Ну, экзамена, да. Что, салантинс, да. 2 анди сэнгэ. Да, авокатул лор спуни, кэ сэнтес пи кале сэ вам пакац. Сэй даруеск, ну, макум. Ял аша чере, прателе. Să-i dăruiesc că votul cel unde-i pus în bucătărie, adivare. Bucata aceea de pământ, da? Și neta nu ești de acord. Nu de acord. Și încă din casă vreau o cameră să-i fac să-i fratele ăsta. Ei, dar ce fel de împăcare e asta dacă nu suntem de acord cu ea? Înseamnă că el pretinde degeaba că ați putea face împăcare, dar nu, nu sunteți dispusă. Nu, nu. Nu se primește așa. Eu de la dânsul nimica nu cedează. Numai eu trebuie să dau și atât. Și atunci el se împacă. Adică își retrage cererea asta, că el acum a cerut în instanță anularea sau cumva declararea nulității testamentului mamei. Se retrage, da. Și martul încă a spus că să mai aduc în vrut. Dar instanța a respins totuși. Eu respun. Păi și au ei, mult timp au trecut de atunci. Peste termen, făcând asta. Da, am văzut că ați făcut o cerere ceva de constatare tardivității, dar de când e testamentul? Din 2003. Așa. În 2003. Și ei în 18, după 15 ani, au cerut declararea nulității. Da, 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 așa. Și avocata ce zice? Că asta e prea târziu, nu poți cere declararea nulității. Da, nu într-un termen. Uh-huh. Este un fel de termen oricare pentru asta. Să cere anularea unui testament. Trebuie până la 3 ani, îmi pare, că nu știu. Da? Cam așa. Dar am văzut că judecătoarea invoca nu știu ce prevedere, codul civil, mai vechi, mai nou, nu știți cum era legea mai trecut, în trecut. Poate în trecut se putea. Nu, nu se putea nici atunci. Nici atunci, da? Totuși o refuzat să examineze. Acum au lăsat tot pe la examinarea fondului. Și fondul s-ar putea să examineze în aprilie sau în mai, când au stabilit următoarele ședințe. Da. Dar cum de n-ați înaintat recuzare judecătoare dacă vă pus sechestru? Dar dacă vă respins Curtea Supremă, de-am n-aveți temei. Da, de-am ce să mai... Și să aleg eu și să caut că firmă iar am simțit și mai mulți ani trebuia să aștept. Dar ce invoca un dosar penal? Ai prezentat o ordonanță de clasare? Ce s-o plâns? Că ce? Am primit de la poliție răspuns. Da, dar înțeleg că s-o plâns fratele. Că ce? De ce a fost dosar penal? Nu știu de ce el acolo scrie. Nu, care era temei, doar s-o examinat. Eu, în ilegal, trăiesc în casa mea. Unde dar el pretindea că e proprietatea lui, da, sau eu cum? Eu abuziv ca când, cum să spunem, doamne, că am uitat. Așa. Locuiesc în casă. Abuziv... Și polițiștii, procurorii au constatat că nu e adevărat și au clasat cauza. Dar întâi eu deschisă și ai fost pus... Da, eram sub urmărire penală. Sub urmărire penală. Da, mai mult de un an de zile. Uh-huh. Da, și eu le întrebam, pentru ce asta, de ce eu sunt vinovată, unde e vină? Uh-huh. Dar ei, ca când spune, că eu în casă trăiesc abuziv. Cum așa se fac? Ocup camera aceea abuziv, unde eu trăiesc în casă. Uh-huh. Și acum am primit o ordonanță că, clasată de amul ăsta uh-huh. și scoasă de pe... Dar dumneata, de ce n-ai scris o plângere că ei își plasează... fratele abuziv în casa dumitale. Am scris câteva ori. Și nu se examinează. Nu se deschide cauza penală. Când scriu ei plângere, e cauza penală. Când scriu dumneata plângere, nu. Nici nu reacționează nimeni. Nici un polițist, nici un procuror.
El dar ce crezi, că sunt incompetenți polițiști? Și pe fratele îl ține închis în casă. În casa mea tale? În casa la mine. Dar răspunderea, a cui eu fi oare pentru asta? Chiar da, că vedeți cum, și acum, și acolo când am filmat, țineți minte bucătăria aceea de vară. A, cum bucătărie, vara îl țineau da, acolo. Bucătărie de vară, dar era de iarnă așa, era toamnă, primăvară, nu știu cum. Și el dormea la podele jos. Uh-huh. Și iată după aceea au avut la spital acum aia, control, cum... I, ca când să verifici caută, condițiile, da? Nu, să verifici sănătatea lui, aha, dacă aha, nu e bolnav de tuberculoză. Aha. El a stat în secție cu bolnavi de tuberculoză. Și putea să se îmbolnăvească acolo, da? 9 zile l-au ținut acolo ca să-l controleze, că fratele nu a putut să-l ducă să-i facă un control normal, să-i facă o fluorografie, să vadă ce și cum și să nu șată, să nu șede la spital. Eu nu știu de ce, eu nu l-am întrebat. Uh-huh. Eu n-am știut, eu ieri numai asta am aflat, că el a șezut 9 zile acolo. Nu, eu știam că el ședea, eu l-am vizitat 2 ore în secție și eu unde bolnav tuberculoză. Dar de ce l-au pus acolo, că avea și el suspiciuni sau de ce l-au pus în secție de tuberculoză? El ca când tușă și... A, și putea, era și da, el suspect. Da, și lor le pare că... Dar ei au făcut control, tomografii, este toate, și au văzut că n-are tuberculoză. Uh-huh. Și l-au pus în altă secție. Uh-huh. Și eu ieri am fost acolo, la spital, și șeful secției ne-a spus că el 9 zile acolo l-au ținut și acolo l-au dus la dânșă și ei nu pot mult să-l țină la spital. Uh-huh. El nu a fost agresiv, deși l-au dus la spital, eu nu știu. Înțelegeți cum? El deci foarte liniștit, să, fratele celor. Ca să sintetizăm situația, dumneata cu fratele Vladimir, sunteți în litigiu pentru casa părintească și pentru tutoratul, pentru custodia fratelui Vasile, care e bolnav mental. Da. De mulți ani, de când era el, tânăr. Da, eu din armată l-am adus în costel. Uh-huh. Am fost după dânsul la în Bașchirie. Dar ce a fost bătut acolo? Sau? Au căzut jos de la etajul 3 și s-au lovit foarte tare. Am și înțeles. El de atunci... Asta era în timpul Uniunii Sovietice. Da. Și de atunci cine a fost tuturile? Mama lui, mama întâi sau cineva? Tata a scris pe mine deodată. Aha. Deci ne-a tăiat fost mulți ani da, tuturile fratelui Vasile, da, din nou până când fratele Vladimir a vrut... Au văzut că au pierdut ședințele și eu am avut hotărâri revocabile. Mama a lăsat testament ca să pătrânească, alături doar anexa i-a dat-o lui Vladimir. Și el că-i puțin, vrea mai mult. Eu lui am promis, frățești, să ne împărțim, ca să fie normal și lui și ne el nu a vrut, au spus că casa asta nu se împarte. Dacă nu se împarte, ce, o ia el toată? Da, au spus să aștept 5 ani, 2 ani și apoi încă 3 ani s-au cerut să-l aștept să cumpără apartament. Eu l-am așteptat. Adică el propunea să-ți dea da, bani și să ia el tot casa. Da. Aha. Dar el nu a făcut nimic ca pentru asta ca să cumpără apartament, aha, dar s-au construit bucătăria aceea de vară la mine pe teren. Am înțeles. Și nia nimica nu ne-a dat și m-au mințit ca când, știți? Și era în proceduri de executare, ce trebuia să execuți? Iei lucrurile lui de pe teritoriul matale sau da, să demoleze anexa aceea? Sau să, care era? Să scoate lucrurile lui până că e n-are cu demolarea, n-are nici lucruri. E alt litigiu, da, e alt procedură. Eu am depus la curte de apel, trebuie să fie la data de 4 februarie. Iar o ședință, da? Da, că noi trebuie să atacăm hotărârea lui Diana Tricolici de aici. Care ce de ce? Păi el ține partea lui, că el zice că n-am nici o dovadă că el a construit bucătăria aceea. Și așa, crescut așa de la da, sine? Da, eu nu știu cum îi pare și eu am depus la curtea de apel. A, deci curtea de apel poate să decide dacă se demolează și da, bucătăria și aceea. Bucătăria aceea, da. Ca fiind construită ilegal și pe teritoriul matale. Da. Ia că așa, nu știu de cum am și mai departe, dar... El, ca când vrea să împace, dar nu se vede nici filtru. De fapt, tergiversează, da? Tragi de timp. Da. El numai ca să întindă ea, că ați văzut ce a spus avocatul. Să și de timp încă de altă dată, ea că așa. Și judecătoarea i-a dat. Întâi i-a respins și după aceea i-a dat timp. I-a dat și cât aproape 3 luni de zile. Nu, așa tot nu se face. De ce așa? Eu nu înțeleg. Și chiar n-au aproape, mai aproape. Ea strâmba zicea că e plină agenda, că e încărcată agenda. În schimb, au stabilit două termene, și în aprilie și în mai. Da, ca să nu mai prelungească pe mai mulți. Pe alte luni iară, da. Da, ca să poate... Deci la primăvară e posibil să se lămurească cu testamentul. Da, dar de ce așa multe ceasuri acolo? De la 9 până la 12? De la...
Martoriu respins, documentele știi cam toate, da. Și mai vreau. Și trebuie atâtea ori. Jumătate de oră. Dar vezi că avocatul lor îți o să mai vină cu cereri de concretizare, de am ce să mai ceară. Nu numai anularea testamentului, dar și arderea lui și împrăștierea cenușii sau cum. Eu nu știu ce mai vrea. Mai avem încă altă ședință în februarie. Pentru fratele, ca când el vrea să iei. Pentru custodie. N-am înțeles eu ce el... A, el cere, da? Da, nu, uh-huh. Eu depus de-am cere. Așa. Trebuie să fie în februarie, la data de 11, așa. Unde? Aici. Tot aici în centru. Da. Pentru fratele, ca să-i facă Vasile ceva parte din casă, nu știu. Am înțeles. Nu știu cum asta îl șibă. De-am să vedem. Eu n-am nici o citație la ședința asta. A, doar ai auzit că este ședința, ai văzut pe internet. N-am ce. El mi-a spus că este. Și, Mata, ești aparatul de avocați de stat? Nu, asta... Ai plătit, Mata, da, contract? Da, aha. Pe contract. Și ai încredere? Da. Și el tot a plătit avocat, dar lui nu vrea să vorbească deloc. Nu. Nu știu, astea sunt probleme lor. Mm-hmm. Haide. Coborâm? Coborâm. Hai și noi. Hai.